Bun găsit, dragi prieteni! Vorbim astăzi despre un subiect pe care ar trebui să-l considerăm cu toții singurul important, singurul esențial pentru viața noastră, și anume veșnicia. Viața de dincolo, viața veșnică, raiul, fericire. Motiv pentru care mă aflu din nou în Sfântul Munte Athos, alături de prietenul nostru și al noastră, Părintele Pimen Vlad, starețul chiliei, intrarea în biserică a Maicii Domnului, din schitul Lacu, desigur, Sfântul Munte Athos. Fac de fiecare dată această prezentare pentru că mereu apar prieteni noi, oameni care nu cunosc cel puțin aceste detalii legate de identitatea invitatului meu. Părinte, este un subiect complex, este un subiect esențial, cum spuneam, pentru viața noastră. Este un subiect pe care, din păcate, de ceva vreme, nu doar că nu-l mai considerăm important, pur și simplu, dintr-un motiv sau dintr-o serie de alte motive, tindem să-l neglijăm, tindem să-l considerăm ceva care ține mai mult de domeniul imaginației omenești. Însă, o să vă rog să pornim în dialogul nostru de astăzi de la următorul adevăr, care cred că nu mai poate fi contestat de nimeni care a făcut o minimă cercetare asupra propriei vieți. Există veșnicia? Putem considera că veșnicia este o certitudine? Deci, bine ați revenit, așa, să ne ajute Maica Domnului. Ce se întâmplă? Sunt atât de multe de spus, uitați, că ne apropiem de Sfânta Înviere. Nu știu când o să apucați filmarea să fie înainte de Paști sau după. Să o luăm așa, chiar mâine seară suntem duminica învierii lui Lazar. Deci dacă privim așa, numai la lucrul ăsta, învierea lui Lazar, ce înseamnă? Dacă vorbim de viața veșnică, dacă există sau nu există. Deci Lazar mor de 4 zile. Îngropat. Deci de 4 zile, intra după 4 zile un om deja, așa, la căldurile, cum erau în Ierusalim, deja miroase. Exact cum spunea chiar surorile lui, când i-au spus că dați piatra la o parte, de la mormânt. Și au spus, Doamne, dar e a 4-a zi, deja miroase. Adică se simțea de la distanță mirosul. Gândiți-vă, adică deja un om care, clar, orice ar fi spus, orice doctor, nu-i mai era moarte clinică, nu-i mai era nu știu ce, deci omul era, clar, intra în putrefacție. Și atunci Mântuitorul, ca să ne arate și că-i Dumnezeu, adică puterea lui, că urma să urmeze și el drumul crucii, care însemna răstigniri, bătut, chinuit, scuipat, toți, nu creadă toți, gata, domnule, o muri, s-a terminat. Nu, adică omul ăsta care îl vedeți că a murit, nu el și cine, că o săptămână înainte l-a înviat pe Lazar. Deci are puterii și asupra vieții, și asupra morții, asupra a tot ce este. Ei, și odată spunem care puterii și asupra morții și a vieții, ce înțelegem prin asta? Că moartea dispare. Și dacă dispare moartea, ce este? Înseamnă că este o altă viață, care e veșnică, care nu se mai termină. Ei, și vedem la Lazar. Ce-o fac cu Mântuitorul? Simplu, Lazar vine afară, cu putere, ca Dumnezeu. Și cel mor de 4 zile care miroseau, a ieșit afară. A ascultat de glasul lui Dumnezeu, care e tot puternic, că mulți neagă că este Dumnezeu. Uite ce a făcut Dumnezeu. Cel mor de 4 zile, l-a scos afară. După aceea, el ca Dumnezeu, trecut pe drumul ăsta a crucii, prin tot ce a trecut, cum spunem, la urma 3-a zi a înviat. Adică de unde a înviat? Era în groapă de 3 zile. Deci aici, că mulți, vedem, sunt și cazuri cu unii doctori care vor să înțeleagă, că moarte clinică, că nu știi, și vin mulți, după ce trec o zi, două, trei, declarați morți, strezesc sau la morgă sau așa, că se scoală. Și spune că începe să spui el ce a trecut dincolo.
Uite, chiar ieri văzusem o mică filmare la un preot bătrân din țară, recentă, care a avut accident. Și a spus că era viteză, nu știu ce s-a întâmplat, a ieșit ceva în față, cum a fost accidentul. Omul din momentul impactului nu mai știu nimica. Și povestește el că din momentul ăla când a dispărut totul, i s-a deschis așa ca un tunel și a văzut acolo plin de îngeri care dansau, cântau. Și vinea și lui să intre în hora asta, adică era atât de frumos, atâta bucurie acolo. Și descrie el un pic acolo cum a fost, ce a văzut toate, până la un moment dat când a auzit glasul soției care striga să nu cumva să mor, să mă lași. Și în momentul ăla și-a revenit. Și când și-a revenit, văzut că era soția lângă el, el din cauza centurii a impactului avea fermate toate mațele în el, era adică distrus. Abia atunci a început să simtă și el durerile de la impactul ăla, ce a fost. Dar până atunci el, sufletul lui plecase pentru câteva momente. Și-a rânduit Dumnezeu să vie înapoi. Deci aici sunt lucruri din asta. De asta vorbim de viața de aici și de veșnicie. Adică avem atât de multe exemple în jurul nostru de persoane care au gustat din veșnicia asta de aici, de pe pământ. Deci nu-s povești. Vedem la Mântuitorul, toate astea, cum a spus, învierea lui Lazar. Deci lucruri care depășesc firescul ăsta. Și alt lucru, ciodată am înțeles că există veșnicia, există, deci nu se termină tot aici, că dacă se termină tot aici, adică omul intră în stare depresie, deznădejde, adică bun, viața mea se termină aici, ajung la bătrânețe, mă târii, mă chinuiesc, s-a terminat, adică suntem mai de plâns decât animalii, decât ori și cic, ele se bucură și ele aici pe pământ, adică să ne uităm noi că ajunge la un punct și se termină. Nu! Deci se termină, știți ce se termină? Trupul ăsta de lut, când spune că a luat Dumnezeu țărână și a făcut pe om, da? A luat pământ de ăsta. Când mi-a plăcut o explicație într-un loc foarte frumoasă, zice, când a luat Dumnezeu țărână și l-a făcut pe om, zice, în om, ca asta după cercetările acum moderne a medicilor, există în om în cantități infime din tot ce există în lumea asta, minerale și ce vrei în pământ, există în om. Adică a pus Dumnezeu... Ca elemente chimice. Da, orice, așa există în om, cantități foarte mici, cât o descoperă din cinci mai multe cu om. Adică l-a făcut Dumnezeu perfect pe om. Atât de frumos, fără să aibă nevoie să mai adaugi omul ceva. Nu. Deci atât de frumos l-a făcut și numai că l-a făcut frumos. L-a făcut, i-a dat puterea, că vezi că sunt celule, tot felul, sunt din astea care globuli și tot felul, adică lucruri care se repare singure. Sunt mor unile, imediat completează cealaltă, l-a făcut pe om, dacă om duce o viață cumpătată, o viață niciodată nu mănâncă peste măsură, nu lucruri care să-i facă rău, să-i dăuneze, îi cu dragoste, cu bunătate față de ceilalți, nu se enervează, nu trântește, omul cealaltă, deci cum să zice, moare sănătos. Pentru că trupul lui, nu se chinuie, adică nu ajunge, el moare de bătrânețe, fără să ajungă să-și facă rău. Chiar doctorul explicau, să zice, mă, voi nu vă dați seama, zice, un om care se enervează și are răutate și ură, zice, îi se dă peste cap tot sistemul. Sistemul imunitar, sistemul lui, tot ce are el îi se dă peste cap. Zice, se dereglează, ca la o mașină, când încep ropți să le se meargă în toate direcțiile. Asta se întâmplă. Și oamenii care sunt nervoși, care sunt așa, aceia se îmbolnăvesc cel mai multe boli. De ce spune că cancerul la femei și în special cancerul la sân, 70% din femei din cauza stresului? Adică ne agităm și atunci dereglăm ce a făcut Dumnezeu frumos și bun. Și atunci revenind cu viața asta veșnică, că sunt atât de multe dispus, ce se întâmplă? Viața asta veșnică, să ne uităm. Dumnezeu ne-a pus acolo într-o rândeală și a spus omului, uite, stai pe pământ 70 de ani, în putere 80 de ani, hai 100 care îngăduie Dumnezeu mai mult, dar stai aici și te pregătești pentru viața veșnică. Aici e doar pregătirea, exact cum urcăm toți într-un tren, da? Și spune, fiați atenți, urcați în trenul ăsta, sunteți într-o călătorie, dar fiecare aveți stația voastră. Și când o să vă auziți numele, stația cu tare, Ioane, ți-a venit timpul, dă-te jos. Deci noi suntem într-un tren și avem fiecare stația, gara noastră care trebuie să coborâm. Dar noi, știi ce facem? Ne legăm, începem compartimentul ăla care ni s-o da, să-l modernizăm, să facem. Și când ești strigat, Ioane, coboară. Stai că eu abia schimbam perdelele aici la compartiment. Dar cine ți-a spus că trebuie să... Că nu e a tău.
tu erai într-o trecere. Ești călător. Tu ești călător. Tocmai vei veni gara ta, trebuie să cobori. Când ți-a venit moartea, nu te mai întreabă nimeni. Stai când am terminat sau nu știu ce. Nu. Deci, veșnicia ne așteaptă pe toți, ca să ne fim clari. Dar, la unii spre bucurie, la alții spre chinuri. În funcție de viața de aici. De asta, ia să ne uităm. La cineva aici, să zicem, un tânăr care face școală, ajunge facultate, nu știu ce. Unul care învață cum trebuie sau așa, ajunge și a diploma și se duce și se dă un loc de muncă potrivit după cât a învățat el de bine, în medicină sau în alte lucruri. Ei, la fel și dincolo, Dumnezeu. După cum am învățat noi, adică cum ne-am trăit viața aici pe pământ, așa primim dincolo. Am făcut bine, că am avut niște porunci aici, niște legi în care să ne încadrăm, adică și ni s-a spus. Dar am avut libertatea de a alege. Și atunci spus, uite, calea asta, dacă o alegi, duce frumos și o să ajungi în rai. Calea asta duce în prăpastie, ai să ajungi la chinuri. Deci, alege singur. Și atunci noi ne alegem viața pe pământ. Avem libertate deplină de la Dumnezeu de a alege, dar avem și răspundere când se încheie viața. Adică nu gata să termină și după aia să termina. Nu. Abia de acolo începe adevărata viață. Și numai să vă spun ca o mică istorioară așa, că era doi care, na, și-o trăit și viața pe pământ. Și-o ajuns în iad amândoi și se chinuiau. La unul creștea focul, la unul scădea focul. Și la cel care creștea a început să țipe, să cârtească. De ce la vecinul lui scade focul și la el crește? Și-a apărut un înger și i-a spus, și știi ce ai făcut în viață? Că el intra să o leacă în astea orientale, cum se zice, o scris o carte, în afară că o practicat el diferite lucruri, o scris o carte cu tot felul, prin care influența la tot felul de astea, cum sunt yoghini, cum sunt astea. Și zice, cartea ta îi atrage pe mulți în nebunia asta și își pierd sufletele, zice, se depărtează de Dumnezeu. Și zice, cât să pierde unul, cu atâta îți crește ție focul, chiar de tu ai plecat, pentru că asta ai lăsat în urmă, ai lăsat ceva rău. Și da, celălalt, zice, el a făcut o fântână pe cheltuiala lui la o intersecție de drumuri. Și toată lumea care trece bea apă, zice, Dumnezeu să-l ierte, bă, da, proste. Deci fiecare care bea, zice, mulțumește lui Dumnezeu și să-l ajute pe cel care săpa fântâna. Și uite la el cu fiecare om care îi zice o rugăciune pentru el, zice, scade focul până o să iasă de aici. Deci urmarea faptelor la ceea ce lăsăm în urma noastră pe pământ. Deci există o răsplată dincolo, în veșnicie. O consecință a faptelor noastre. Da. Acum, părinte, o să vă rog să insistați puțin asupra unui aspect pe care l-ați scos în evidență, și anume parcursul nostru determinat pe acest pământ. Noi suntem călători. Una dintre întrebările care se repetă într-un mod destul de insistent este următoarea. Bun, de ce este nevoie de această perioadă de pregătire? De ce Dumnezeu n-a făcut o scurtătură? În sensul în care, în marea sa milă, n-ar fi putut scuti, să spunem, de această distanță, să spunem, socotită în ani 70, 80, 100, în care unii înțeleg și merg pe drumul cel bun, iar alții iau lucrurile astea cumva așa în derâdere și reușesc să-și pună singuri piedică. Este o întrebare pusă, în general, de cei care n-au făcut un minim efort să înțeleagă povestea noastră de la început și până în prezent. Dar haideți totuși să oferim un răspuns bun pentru toți. Uitați-vă, la început Dumnezeu ne-a oferit calea cea mai frumoasă. L-a făcut pe Adam și Eva în rai, da? Le-a pus raiul la dispoziție, nemuritori, deci nu mureau niciodată. Le-a oferit cumva toată frumusețea, toată, doar le-a pus un mic lucru, măi, de lucrul ăsta nu va atinge, ți restul e tot a vostru. Ca să fie și la un antrenament de asta, adică, măi, uite, lucrul ăsta n-am voie. Adică să aibă, cum se zice, și o creștere, să spunem. S-aibă, erau nevinovați, erau totul cu tare, dar le trebuia o creștere, adică și ei ca oameni, să zicem, la nivel așa, și duhovnicesc și toate. Și le-au pus doar un lucru, de asta nu vă atingeți. Deci nu erau pregătiți, cum să zic, să atingă de lucru cealaltă. Când Dumnezeu pe parcurs, le-ar fi dat voie poate să guste și din copacul cealaltă fără probleme. Dar nu era momentul, nu erau pregătiți pentru așa ceva. Deci urma creșterea lor, pregătirea lor, să zicem, duhovnicească în timp, cum se spune, din treaptă în treaptă. Și nu era momentul. Ei, o încălca lucrul ăsta, că o spus în momentul în care veți custa, veți muri. Deci o spus Dumnezeu lucrul ăsta, le-a spus. Ei, nu înțelegeau ei ce înseamnă moartea, dar știau că e ceva rău. Pentru că nu exista până atunci moartea.
Ei, și totuși, tentația, hai să vedem, doar nu fi chiar așa rău, dar tentația de la cine? De la diavol. Care a venit, hai mă vă luați voi după Dumnezeu, se poate și așa, las că ai să ajungi tu la bine și dacă faci lucrul ăsta, ceea ce se întâmplă și acum, hai că nu o fi chiar așa, hai că merge și așa, adică întotdeauna folosim ceva ca să dăm deoparte toate lucrurile astea. Ei, după cădere, omul a intrat ca într-o luptă cu Dumnezeu, că s-a întors împotriva lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu, pentru că a încălcat lucrul ăsta, a zis, băi omule, eu vreau să se ofer calea cea ușoară, de care spuneți, calea frumoasă. Dumnezeu asta a vrut de la început să ne ofere, dar noi i-am întors spatele că nu ne place calea asta. Și atunci Dumnezeu a spus, nu vă place asta, adică eu vă dădeam cunună fără multă osteneală, fără muncă, fără cutare, adică vă dădeam totul, din dragoste. Dar pentru că voi ați refuzat și ați întors spatele, vă arăt cum se câștigă normal lucrul ăsta, prin osteneală. Adică poți să dai un trofeu, adică ți-l oferi eu din dragoste. Dar trebuie să lupți tu să-l câștigi. Există două variante. Da? Noi am refuzat cea la care venea din dragostea lui Dumnezeu și Dumnezeu a spus atunci, vrei să ajungi locul întâi mondial? Bun. Muncește. Luptă, muncește până acolo. Și ne oferi calea de a munci, de a ajunge la locul ăla care Dumnezeu ni-l oferea gratis. Pentru că noi am întors spatele lui Dumnezeu și nu ne-a plăcut. Și atunci Dumnezeu, uite, atunci îți ofer calea pe care ai preferat. Poftim. Vrei acolo? Și ne-au oferit un anumit număr de ani pe pământ. La început era până la 1000 de ani, trăiau oamenii. Dar au văzut că oamenii trăind mai mult, în loc să îndrepte ca să câștige, să ajungă, cum am spus, la diploma aia acolo, devenea din răi mai răi. Adică au fost doar doi frați pe pământ, s-au omorât unul pe altul. Deci oamenii, tentația asta, imediat din cinci mai mari. Și atunci Dumnezeu zice, stai că nu-i bine. După potop încoace, o redus. Zilele omului, cum spune, 70, celor în putere 80, dar îngădui să fie până pe la 120 de ani cazuri rare, care au ajuns și au dus o viață liniștită și cum trebuie, ca să arate că se poate și așa, sau la Sfânt Antonie, 105 ani, un om cu discernământ, cu viață sfântă. Ce se întâmplă și atunci? Dumnezeu ne-a oferit calea asta de pregătire. Pentru că dacă vedem și așa omenește pământ, nicăi nu ajungi dacă nu depui efort. Vrei o școală să ajungi o diplomă, ani de zile îți stoci coatele acolo. Vrei în sport, vrei în tenis să ajungi nu știu pe ce loc, toată ziua să ai pielea jupită de pe mâini, de paleta aceea. Vrei în fotbal, vrei în ce vrei, în orice domeniu, deci trebuie să muncești. La fel atunci Dumnezeu ne-a spus și nouă, n-ați preferat calea ușoară, atunci munciți și vă dau lucrul ăsta, prin osteneală, ca să-l apreciați, pentru că în momentul în care vă l-am dat ușor, nu l-ați apreciat. Nu vezi că și un copil, dacă i-ai pus casă, mașină, la dispoziție, bani și fără să muncească, n-apreciază, îl duce și le pierde la jocul din noroc sau altceva sau pe droguri, pentru că el nu a muncit. Și atunci Dumnezeu folosește pedagogia asta și a spus, munciți ca să apreciați. Și atunci în felul ăsta și nouă ne-a spus, vreți raiul? Munciți. Uite, vă ofer căile cele mai ușoare, eu sunt cu voi și vă ajut, dar munciți. Și asta înseamnă niște mici reguli. Și regulile astea nu-s reguli ca să fie nu știu cum, sunt reguli foarte ușoare și-s reguli frumoase care, dacă o luăm așa după partea lumească, dacă iei cartea Codul Bunilor Manieri, te încadrezi exact după Evanghelie. Că de fapt să respecti pe cealaltă, să te porți frumos cu cealaltă, să nu faci rău la cealaltă, vorba din popora noastră că a rămas dintotdeauna ce ții nu-ți place, altuia nu face, da. Sigur. Adică o grămadă de lucruri frumoase. Și de fapt transformăm pământul într-un rai, că asta a fost scopul lui Dumnezeu, ca noi să gustăm de rai dincolo, să-l simțim un pic aici. Dar păzim poruncile evanghelice, dacă păzim, folosim dragostea, bunătatea, nu râvnim la lucrul celuilalt, nu-i facem rău celuilalt, deja transformăm viața pământ ca într-un rai. Și ne dăm seama că dincolo ne așteaptă de 1000 de ori mai bine. Și bă, dacă e atât de frumos aici pământ, în dragoste, în bunătate, ne ajutăm, cum o fi dincolo de frumos? Și atunci avem o pregustare, dar în momentul în care noi ne facem rău și toate, avem o pregustare la partea cealaltă. Și atunci depinde de noi. Iarăși există tot o părere preconcepută cauzată de ușoara noastră ignoranță și anume legată de această aparentă, să spunem, diferențiere care se face între trup și suflet. Mulți se întreabă așa, copilării, și domnule, dar stai puțin, ce rămâne, ce pleacă? Ce este omul de fapt? Este acest trup care la un moment dat el ajunge în pământ și se descompune sau acea energie, acea formă de
energie necreată sau creată de Dumnezeu, are multe interpretări, da, care pleacă undeva. De fapt, cine este omul? Este cel care gândește, vorbește sau cel care acționează mecanic? Uitați, e foarte simplu aici. Ce-a făcut Dumnezeu, iar revenim la început? A luat țărână și l-a făcut pe Adam. Materie, să-i spunem materie. A luat materie. A luat materia și l-a făcut pe Adam. Mort. L-a făcut frumos. Cum suntem noi? Dar nu avea viață. Era o statuie frumoasă. Da, o statuie frumoasă, cum faci, sunt acum, care fac de ăștia și din lemn, olari ăștia. Dacă vreați, scoate și un om frumos, perfect, din așa ceva. Atât era. Mort, rece, nimic. Și ce-a făcut Dumnezeu atunci? Nu a luat univa, nu știu ce, lumină, nu știu ce. El, ca Dumnezeu, care a zis și s-a făcut tot ce în jurul nostru, din nimic, din haos, o sufla suflare dumnezeiască, scânteie dumnezeiască, ne-a dat ceva din dumnezeirea Lui. Deci nu a luat din natură, din tot ce o crea, nimic. Deci a luat din ce mai valoros, de la El ca Dumnezeu, din suflarea Lui, scânteia dumnezeiască, care-i sufletul. De asta vine suflet, de la suflarea Lui Dumnezeu. Și a suflat asupra trupului ăsta de pământ și a prins viață. A început să vorbească, a început să zâmbească, a început să vadă toate, a început să gândească. Și atunci, ia să vedem noi, în momentul în care moare un om, ia trage-l de mânică, du-te în țapă-l, tai un deget, vezi, țipă, ce se întâmplă? S-a terminat. De fapt, cine mișcă în toate astea? Deci e sufletul. Vorbim noi acum, e lucrarea sufletului. Când privim, lucrarea, că auzim, lucrarea sufletului, dar se folosește de trupul ăsta. Adică prin trup se ajută, că sufletul nu poate să... Ca să câștigăm raiul, deci e nevoie de trup. De ce? Că sufletul nu se poate nevoi să ajute de trup. Vrei să postești, dar nu înfrânezi sufletul, înfrânezi trupul. Și faci metanii, te ostenești, te duci și te rogi, stai în picioare, stai cu trupul ăsta, pe trupul doare prin suflet, dar doare doar oasele, doar astea trupul. Și sufletul că, simte. Da, sufletul simte mai mult durerea asta sufletească, cum să zicem. El, de exemplu, simte, ne doare trupul, dar în același timp se duce și la suflet lucrul ăsta. Adică ei devin una. Că de asta spunea foarte frumos Părinte Ilian odată, zice, măi, zice, când își, zice, de cât e de greu să disparte sufletul de trup? Pentru că îți dai seama, după 70, 80, 90 de ani, cum a ajuns bătrân la 96, zice, măi, despărțirea de... E foarte greu, că atâția ani au fost împreună, au devenit una. Și zice, să dispart și cumva și eu rămas bun, zice, unul de la altul. Și să știi, zice, că o să ne întâlnim, zice sufletul. O te aștept ca să ne întâlnim la a doua venire a lui Dumnezeu. Că atunci din nou trupul se unește cu sufletul și devine trup duhovnicesc. Nu mai e foame, nu mai e sete, nu mai e nimic. Și devine exact cum a devenit trupul Mântuitorului după învierii. Deci era trup duhovnicesc. Așa și noi devine trupul nostru. Și atunci, deci ce se întâmplă? Cum am spus, deci trupul ăsta era mort. Ei, momentul în care i-a dat Dumnezeu suflarea, a devenit o prins viață și prin asta ne ostenim, facem totul. La plecare, ce o veni de la Dumnezeu, se duce la Dumnezeu. Deci sufletul și trupul ăsta, vedem, îl băgăm în pământ. De unde? De unde a venit? Din pământ. Că de acolo a luat Dumnezeu. Și putrezește acolo. Sufletul se duce la Dumnezeu. Pentru că de acolo a venit de la Dumnezeu. Ei, și ce se întâmplă? Cei de la Dumnezeu e veșnic, nemuritor. Deci sufletul ăsta e nemuritor. Se întoarce la Dumnezeu, dar e nemuritor. El nu mai moare. Și atunci, în funcție cum o lucra cu trupul ăsta împreună, dacă a făcut, a împlinit poruncile lui Dumnezeu, a făcut lucruri bune, Dumnezeu îl ia și îl așează într-un loc frumos. Pentru că îi ostenea la aia de o viață, care s-a ostenit sufletul cu trupul. O răbdat, o fost prigonit, o fost chinuit, o ținut post, s-a rugat, s-a smerit, o făcut fapte bune, milostenii, o încercut să ducă o viață după poruncile Evangheliei. Și Dumnezeu zice, mă, pentru toată osteneala ta asta ca în cununare, uite, îți dau un loc frumos, te bucuri aici în veșnicie. Dar în momentul în care aici tu ți-ai bătut joc și de tine însuți, de trupul ăsta, de sufletul ăsta care a fost dumnezeiesc, cum se zice, că e de la Dumnezeu, de cei din jur, care și ei, zice, în fiecare om, îl vezi că e suflarea lui Dumnezeu, cu tare, adică ți-ai bătut joc de tot ce e în jur, adică ai încălcat tot ce ți-a pus Dumnezeu, toate principiile astea, atunci Dumnezeu zice, bă, cu tine ce să fac?
Că tu n-ai avut nimic sfânt, cum se spune. Te duci și tu în partea ailantă. Cu păreri de rău face Dumnezeu, că Dumnezeu ne iubește pe toți. Zice, iadul nu a fost făcut pentru oameni, a fost făcut pentru diavol. Dar noi făcăm faptele diavolului, când ne ducem la Dumnezeu, zice, mă, dar nu aveți nimic de-a meu. Aveți faptele, cum spune, nu poți sluji la doi stăpâni, sau lui Dumnezeu sau la lui Mamona. Ei, și atunci spune, nu aveți faptele mele, văd că aveți toate faptele lui Mamona, duceți-vă la stăpânul vostru. Și atunci ne așteaptă iadul. Deci asta e clar, trupul și sufletul, ce înseamnă? Deci fără suflet s-a terminat. Da, nu știu dacă se poate spune mai mult și mai simplu din punctul ăsta de vedere, pentru că și acest subiect care este, așa cum spuneam, și nu spunem noi, o spun Sfinții Părinți, o spune Dumnezeu de la bun început, nu există un alt scop, o altă temă mai importantă decât aceasta a pregătirii veșnicie, pentru că ea este o certitudine, este ceva ce nu ține de voința noastră, vrem sau nu vrem. Spunea un Sfânt Părinte, suntem condamnați să fim veșnici. Acum, unde ne consumăm această veșnicie și ce se va întâmpla acolo... Știți ce spunea, să revin aici numai, Părinte Cleopa? Spunea, măi, zice, care ajung în veșnicie în rai, aceia ajung cât o bucurie continuu. Deci la ei nu mai este ceva, nu se mai gândesc la altceva, acolo nu te mai plictisești, atâta bucuria de mare, deci uite, ai momente aici, când ești îndrăgostit, când ai în jurul tău numai flori, când te bucuri, ai o zi de aia că plutești, zice, aia nu-i niciunul la mie din bucuria și frumusețea care e în rai, atât e de mare. Dar zice, la fel și în partea ailantă, dacă ai gusta aici chinurile, cele mai mari, să zicem, ei, deci ce se întâmplă în chinurile astea mari care le gustăm aici, zice, nu-i niciunul la mie decât îți de mari chinurile dincolo. Deci atât îți de mari chinurile dincolo, încât, zice, spunea tot Părinte Cleopa foarte frumos, zice, dacă, când ajunge acolo în iad, zice, și-ar veni un înger și-ar spune, uitați, odată la un an vin și iau un bob de nisip de la malul mării. Și când o să termini tot nisipul din lumea asta, să știi că o să fii scos din iad. Există luminița aia peste milioane de ani, cândva o să ieși de aici. Ai o speranță. Da, dar gândiți-vă și cel mai mare chin este când știi că pentru totdeauna în veșnicii tu nu mai ai nicio șansă. Și altceva când știi că pentru ce ai pierdut tu veșnicia asta, veșnicia, pentru câțiva ani de mizerie, care ai te-ai certat cu ăla pentru o bucățică de pământ, te-ai fost nemulțumit, te-ai apucat de băutură, te-ai apucat de niște patini de astea murdare care ai pierdut raiul, veșnicia. Și o zici, băi, atât de prost am fost, pentru lucrul ăsta am pierdut eu toată frumusețea asta și stau și mă chinui veșnic aici? Adică abia atunci dăm seama de adevărata valoare. Și iar revin, spunea foarte frumos Pântilian, că l-am întrebat o dată, acum... anul trecut, cum a fi la 95 de ani. Părinte, cum ți s-a părut viața? Ca o clipă, ca un vis. Și cum ai închide ochii și ai deschide. Și să știi că așa o să fie și plecarea noastră. Zice, în momentul în care... Zice, uitați acum, închidem ochii și îi deschidem. Așa o să fie, o să-i deschidem dincolo. Și uitați-vă aici pe pământ. Trupul ăsta. Cât poți să sari în sus? Oricât ai fi tu de antrenat mai mult 2 metri, nu poți să sari în sus. E o distanță limitată. Da. Te trage trupul în jos, la pământ. Vrei să vezi dincolo, din munte, din casă, de ce vrei. Nu ai cum să vezi. Te oprești zidul. Știu eu, vrei să... altceva, orice, să treci dincolo, până trebuie să ocolești zidul, să ocolești ceva, nu poți. Deci, orice lucru ce vrei tu să faci, e limitat. Nu mănânci. După câteva zile, ești leșinat. Nu bei la fel, deci îți ceri trupul. De ea zice, gândiți-vă, zice, în momentul în care ai deschis ochii dincolo, vezi cât poți zbura. Te ridici, vreau să zbor un kilometru în sus. Zbori, fără nicio problemă, nu te mai ține nimic. Vrei să vezi până în capătul lumii, vezi. Nu te mai oprești nimic. Nu ți-i mai foame, nu ți-i mai sete, nu te mai doare. Dispar toate astea. Și abia atunci realizăm că atunci începe adevărata viață. Când noi eram închiși aici, ca într-o carapace, care nu ne permitea să ne bucurăm din plin de toate lucrurile astea din jur. Și în momentul acela, deja începem să gustăm din toată frumusețea aia liberi, neținuți, nu ne doame materia asta, nu ne foame, nu ne ține, adică
tristețele, necazurile, nu ne mai ține nimic, doar numai bucurie. Și atunci zici, mă, pentru asta mi-a fost medicin, m-am nevoit mai mult, că de asta zice, spune la simți, că erau simți, bă, dacă știam eu că atâta bucurie aici, dar mâncam o dată la săptămână, dar făceam numai bine, să ajung și la mai mare bucurie. Atât e de mare răsplătirea de la Dumnezeu, pe care nu știm să o apreciem. Și ceea ce spuneți noastră este ceea ce ni s-a îngăduit și noi să cunoaștem parțial prin intermediul unor experiențe pe care le-au avut în decursul timpului foarte mulți oameni sfinți, oameni despre care există mărturii clare că au existat, nu sunt persoane, eu știu, desprinse dintr-un scenariu de film sau rodul imaginației noastre. Sunt oameni cărora li s-a permis să ajungă, să vadă, să relateze și astfel răspundeți la întrebarea iarăși care se tot pune, dar a fost cineva acolo și s-a întors să povestească? Da, au fost foarte mulți. Foarte mulți, avem și în Evanghelie, nu vezi cu bogatul și, oameni și cu simpli, săracul Lazar, care... atâtea, deci permanent, deci adică lucruri și vedem la oamenii simți, dar ia să nu uităm noi, numai la cuvioasa Parascheva de la Iași. O tânără copilă care de pe la 18 ani s-a dus, s-a nevoit, a făcut și la scurt timp, deci tânără, o pleca la Domnul și acum are trupul întreg după atâta timp și face minuni. Că zice la omul care duce o viață curată, o viață cum trebuie din nevoință, în legătură în harul lui Dumnezeu, nici trupul lui nu se mai strică. Chiar trupul ăsta pământesc devine sintimaște. Vedem, la unii îngăduie Dumnezeu trupul întreg, la alții doar osemintele, vedem cu bună mireasmă și fac minuni. O grămadă de oseminte chiar care au fost acum din chisorile comuniste, care izvorăz mir. Multe cazuri sunt la noi în țară care așa, deci vedem de la oameni de așa, deci sunt sus chiar oasele lor, scot mireasmă, scot mir, după aceea trupuri întregi avem, cum și prin țară la noi în anumiți sfinți, aici în Grecia sunt la anumiți sfinți care-i trupul întreg. Lăsate că s-o simți și trupul de la viața care au avut-o în Dumnezeu. Adică mărturiile astea ce vrem mai mult? Sau ca să vezi icoană, că purge mir din ea, sau plânge icoana. Atâtea sunt și acum în zilele noastre icoane care plâng. Vezi că iese din ochii Maicii Domnului a Mântuitorului lacrimi. Sau curge sânge. Adică și vin toți specialiștii și caută și învârși. Uite, prin spate nimic. Zice, nu putem explica. A, nu puteți explica, dar vă-i greu să spuneți că e minune? Nu putem explica, dar nu spun nici că e minune. Exact când au fost la Malevii, icoana Maicii Domnului, că am scris eu în una din cărțile povestiri duhovnicești despre minunile la Malevii. O icoană acolo când a început să izvorească de-a Maicii Domnului mir, izvorea de, curgea până jos, că a pus o tavă Maicii jos cu vată, curgea din la Maica Domnului, ori de la ochi, ori din gură, curăgea mir cu continuu. Și au venit repede, s-au anunțat, au venit poliția, au venit tăia toți, gata, au venit și cu medici, totuși cercetăm să vedem ce se întâmplă. Și au spus, sigur a spus voi ceva prin spate. Și tu cercetând pe spate, nu era nimic. Și avea sticlă icoana, gândiți-vă, și am un polițai de acolo și zic, Domnule, nu pot să cred că e adevărat. Și în momentul ăla, Maica Domnului și-a deschis gura și-a curs atâta mir prin sticlă. Gândiți-vă prin sticlă și pe el o stropit toată fața. Și atunci o strigat, Maica Domnului, cred! Adică a fost frică să nu pățească ceva când o văzut, adică Maica Domnului a dat, Domnului, uite, prin sticlă, ceea ce nu crezi tu. Și o căzut ăla în genunchi și Maica Domnului, cred! O grămadă de minuni, adică făcute prin care ne dovedea lucrul ăsta. Este un moment foarte bun în dialogul nostru să explicați un lucru care ține așa de o minimă strategie la nivelul de a înțelege. Pe de o parte, noi avem știința care ea încearcă să explice lucrurile în complexitatea lor, dar dintr-o perspectivă exclusiv materială. Și știința până acum a fost și este construită să explice către reducere. Ori, noi nu putem, este o nebunie să încerci să folosești metru ca să măsori universul. Cum este, niciodată nu cred și o să vă rog pe noastră să dați acest răspuns, este imposibil să încerci să explici lucruri care țin de suflet, lucruri care țin de o creație care este peste orice fel de înțelegere a științei de tip mecanic, să spunem așa, chiar și în zona fizicii cuantice este tot, să spunem, ăsta este conceptul. Ori știința, poate că asta este și voința lui Dumnezeu. Știința niciodată nu va putea să explice
ceea ce vorbiți noastre, ceea ce au spus Sfinții Părinți, ceea ce Mântuitorul nostru ne-a lăsat, și anume această știință de înțelegere a sufletului, dar cu alte resorturi. Știința, știți cât timp e bună? Când merge mână-mână cu Dumnezeu. Categoric. În momentul în care îl dă pe Dumnezeu deoparte, e vorba unui părinte, și că o dă de gard direct. Adică deja numai prostii spune. Pentru că ea nu poate să-i explice anumite lucruri și atunci, în loc să arate că e mâna lui Dumnezeu acolo, nu, lucruri imediat le clasează, cum se zice, lucrurile alea. De multe ori le deturnează. Da, sau nu știu ce, încep să mintă, de fapt, pentru că nu poate să-i explice. Dar nu, adică pune, domnule, lucrarea lui Dumnezeu. Când vezi că ajungi la anumite momente, pune lucrarea lui Dumnezeu și arată. Exact, văzusem o filmare recentă la unul de ăsta care s-a dus în afara spațiului și a stat un an de zile și a revenit. Și l-am găsit pe Dumnezeu. Spunea el, zice, în universul ăsta că am trăit un an de zile în afara spațiului, pe unde a umblat el cu navetă spațială, și că am văzut minunile lui Dumnezeu. Adică lucruri care cine vrea să le accepte, la fel și medici. Sunt medici care, domnule, spune, domnule, îmi pare rău, du-te acasă, mori. Deci mai o lună de zile, îți garantez eu. Și vine pacientul pe un an de zile și vine la el în birou și ce mai faci, domnule? Dar cine ești? Păi ăla care mi-a spus că o lună de zile mai am mortul, da. Sunt mortul, da. Și ăsta vine și vesel și plin de viață. Și ăla nu-i explică. Și, domnule, dar tu aveai metastază, erai praf înăuntru, eu te-am controlat. Ia să vedem. Și, domnule, dar tăti-s noi la tine. Și nu se poate, ești ca la un copil nou născut. Cine vrea, spune, da, lucrarea lui Dumnezeu. Cine nu, zice, nu știm, zice, lucrările trupului nedeslușite și nu știi, încep să o dea pe altceva, pentru că nu poți să explice. Ți-e atât de greu să accepți că e lucrarea lui Dumnezeu? Deci aici e partea asta care e la om, eu îi zic, unii zic mândrie, eu îi zic prostie, în care nu vrei să-L accepti pe Dumnezeu. Tu nu mai ai explicație științific, tu nu mai ai. Și atunci e singura cale, da, măi, lucrarea lui Dumnezeu. Nu. Domnule, prefer să dau deoparte, să astup lucrul ăsta, dar nu accept pe Dumnezeu. Adică când vezi mâna lui Dumnezeu, exact cum spunea, cred că la cuviosul Iacov Țalichi, sau nu mai rețin, când spunea el frumos, zice, mă, ce doctor bun m-a salvat. Și tu repeta la toți lucrul ăsta, că fusesem la un doctor la operație și i s-a arătat un sfânt. Nu mai știu, por sunt eu în rus sau cu tare. Și că tot te-au repetat lucrul ăsta. Și că oricât de bun ar fi fost doctorul, ce aveai tu, nu te putea ajuta niciun doctor. Deci tu plecai din lumea asta. Deci erai, zice, eu te-am salvat. Pentru că mâna omenească nu putea. Zice, aveai o problemă care medical nu exista rezolvare. Zice, eu te-am ajutat. Deci de asta de multe ori pe mâinile medicilor, chiar spuneau medici, domnule, o operație atât de grea că simțeam că n-am nicio șansă. Dar am încercat. Și o să simțeam că altcineva lucra cu mâinile mele. Și ieșea totul perfect. Și atunci afla că nu știu cât s-a rugat pentru persoana aceea. Deci o lucrare a lui Dumnezeu, avea multe cazuri prin care pare, cum să zice, imposibil. Chiar mi-amintesc acum de la Sfântul Nectari, care face multe minuni. Sora mea cea mai mică era însărcinată și mă sună odată și părinte, ce să mă rog ca să meargă sarcina bine? Zic, fă acatistul la Sfântul Nectari, că ajută la naștere. Și mă sună după aia, adică o citit acatistul, nu a apucat să-i termine ultimul așa și a luat o durere în nașterul. Soțul nu era acasă, l-a sunat pe fratele meu, du-mă rep de la spital că nasc. O pornit ăsta la spital, ce era 20 minute până la spital și a născut pe drum. Dar nici nu a apucat durere. O zic, mai nasc, fratele meu tremura la volan și cam născut. Adică așa a născut, cum zice, din mers pe scaunul mașinii. Deci intervenția unor sfinți uneori, adică direct simți în momentul rugăciunii, simți că o intervenit sau așa, sau operații, cum spunea cineva, că simțeam cum îmi lucra Sfântul, s-o duci să o ruga la Sfânt, avea probleme mari, doctorul spunea, accident la cap, dezastru, și s-o sta cu capul pe mormântul Sfântului Nectarii și s-o rugat și o să simțeam, parcă cineva îmi tăia prin cap, lucra când m-a ridicat de acolo, îmi revenis în memorie, îmi revenis să zice, aveam probleme cu ochii, îmi revenis totul. Deci lucra Sfinții cu așa ceva. La ceea ce doctorii era limitat, făcus operații și au spus, bă, așa rămâi, oarbă toată viața, surdă, cu tare, deci nicio șansă. Și au stat o oră și s-au rugat mormântul Sfântului și s-au ridicat sănătoasă. Adică cum explici lucrurile astea, omenești, adică cei care nu vor să înțeleagă. Uite, am întâlnit o femeie la Sfinții Rafael, Nicolae și Irina, când am fost. Și mi-a spus ea, zice, părinte, zice, eu vin în fiecare an de 10 ani, de nu știu când vine ea. Zice, uite, copilul meu mergea cu motoreta.
Și zice, avea viteză mare și o frânat un camion în fața lui și a intrat toată viteza sub camionul ăla. Zice, praf s-a făcut, capul era bucăți. Și l-am luat, l-a dus la spital, a început doctorul, a durat operația nu știu cât, deci trebuia să-i pui bucăți la loc tot. Era praf, era în comă, deci nu-i era nicio șansă. Și atât am rugat la Sfinț și am plâns, Sfinților, dacă îl faceți bine, și eu vă promit că vin în fiecare an aici cât o-i trăi să vă mulțumesc. Și zice, copilul meu acum, zice, are 10 ani, de când muncește, cum zice, ca un taur, spunea ea, și zice, nu mi s-o mai plâns niciodată de durerii de cap de atunci. Deci s-o făcut bine, după medici nu era nicio șansă, i-a luat capul bucății, l-a pus, a încercat și operații ce s-a putut. Și a spus, băi, nu o să revii, rămâi în comă toată viața dacă trăiești, cât o fi să trăiască, și cam atât au făcut ei. Mine. Și ca a doua zi, copilul se ridice, se vorbească și încetul să-și revie și să nu mai aibă nimic. Și atunci ea zice, eu am văzut mâna Sfinților cum a lucrat. Și zice, vin în fiecare an și le mulțumesc. Adică ceea ce medical, medicii au spus, atât am putut. Bine, sunt atât de multe exemple încât doar cei care sunt cu adevărat rău intenționați. Păi tocmai, când nu vrei atunci orice îi spune și minunea să-i faci în față, dar hai să vedem la mucenicii din primile veacuri. La prigonitori ăștia mari, la Neru, la Maximilian, la Maxentiu, la toți ăștia, tot ce vrei, Diocletian. Adică îl vedea pe ăla că îl tăia bucăți, îl băga în închisoare și a doua zi ăla ieșea perfect, sănătos și zâmbind. Și el știa că eu tăia mâini, eu tăia picioare, cum era ăla? Spunea, nu pot să accept, sigur, cu vrăj ceva. Păi adă-ți tu vrăjitorii tăi să facă lucrul ăsta, dacă spui că cu vrăj. Nu că ceva, deși toate, și totuși nu credeau și mureau ca prigonitori. Și alt lucru, mă uitam cum lucra Dumnezeu de frumos. Cât urau aia creștinismul, de fapt, pe Hristos, pe Dumnezeu. Lucra diavolul, se folosea de un împărat și omoreau tot în jurul lor. Și ce făcea Dumnezeu, da? Ia să vă adinc eu unii vă doare. A doua zi ieșea soția împăratului și spunea, sunt creștină. Ăsta să nebunească când vedea soția lui a doua zi, de unde au nebunit și asta? Dă-i, chinu-i, bate-o, omoară-și pe ea, de ciude. Sau copii. Sau următoarea zi ieșea fata. Spunea, tată, sunt creștină. O ala să nebunească. Și dacă vă uitați, toți ăștia prigonitorii, soțiile și fiicile lor, sunt mucenici, făcuți de părinții lor. Deci disperați, vedeau minunile, nu. Adică erau demonizați cu atâta ură încât nu acceptau minunile. Da, nu vedem chiar soția lui Pilat, care l-a răstignit pe Mântuitorul. Sfânta Procla. Deci s-a făcut creștină, după aia a ajuns muceniță și a ajuns. Și la toți împărații mari, asta a fost. O rânduit Dumnezeu, adică ca să vezi cum spunea Dumnezeu, da? Te ridici împotriva mea, ia să-ți iau persoanele dragi, nu cu forța, să vină ele cu drag, să le iau împărăția mea. Ca să vezi tu că toți din jurul tău iau împărăția mea și tu cât te lupți cu mine, ai să ajungi unii meriți. Da, din păcate, și bine, poate termenul nu e cel mai potrivit, dar momentan altul nu am, nu vrem să înțelegem că Dumnezeu ne oferă ca și cale de înțelegere maximă cât putem noi pricepe aici această știință, dar este știința lui, știința înțelegerii relației dintre om și Dumnezeu, dintre suflet și creator, și ne-a arătat de la bun început și ne arată ce să facem ca să ne fie nouă bine începând de aici. Iar întrebarea pe care vă rog să o comentați, este următoarea. Plecăm de la ceea ce și Sfinții Părinți ne-au tot spus și ne spun. Raiul și iadul încep de aici, de pe pământ. Păi asta eu de ce spun, că Dumnezeu ne-a oferit șansa să gustăm un pic din lucrurile astea care, zice, noi mergem deja din ceea ce am gustat aici. Noi dacă am dus o viață de haos aici, am provocat numai rău în jurul nostru, deja ne-am pregătit cum o să o ducem dincolo. Dacă noi am împrăștiat bucurii în jurul nostru, am împrăștiat, cum zice, dragoste, milă, tot ce e frumos în jurul nostru, noi deja am început să lucrăm la viața de dincolo. Adică să gustăm că prin bunătate, prin milă, primești bucurie. Nu ai cum să nu primești. Tu dacă ajuți pe cineva, ții milă de el și vezi că l-ai bucurat, primești bucurie. Tu dacă faci milă cu cineva, dacă ți-ai scos haina ta și ai dat-o la unul care îngheață, să vezi câtă bucurie sufletească ai.
Deci toate lucrurile astea începe pregustarea, cât dincolo să gustăm din bucuriile astea. Dacă nu provocăm haos, călcăm, omorâm în jurul nostru, noi suntem cei grozavi, cei tari, și atunci deja lucrul ăsta devine un chin pentru noi de aici, de pe pământ. Pentru că tu făcând rău, nu cât te gândi că cel care face așa îți duce și doarme liniște noaptea acasă. Deci un dezastru, un haos, un numai coșmaruri, numai așa, cu asta. Deci încep chinurile pentru el de aici. Și atunci, la asta ajung și dincolo. Acum spre finalul dialogului nostru, vă rog să elucidați o problemă pe care încă filozofia o dezbate și sunt ușor amuzat când pun întrebarea aceasta, pentru că privită prin știința lui Dumnezeu, chiar dacă repet, această întrebare nici măcar n-ar fi trebuit să mai fi fost spusă. Dar în continuare marii gânditori ai lumii dezbat și aduc tot soiul de argumente pentru o temă care este atât de simplă, atât de firească, și ea se numește fericire. Noi toți, dacă suntem întrebați ce vrem cel mai mult, cu toții vom răspunde că vrem să fim fericiți. Numai că fiecare vede fericirea în felul lui. Filozofia mai ales a oferit o sumedenie de explicații care mai de care mai depărtate de subiect. Și iată vin Sfinții Părinți, un fel așa de portavoce permanentă purtată prin istoria noastră, care vin și spun așa: bă, oamenilor, fericirea nu înseamnă altceva decât pacea și liniștea sufletească. Este prea simplu de înțeles lucrul ăsta? Este atât de greu de pus în practică să fii împăcat cu toată lumea, să fii un om, cum spuneați noastră, firesc, să împărtășești bucurie și așa mai departe. Pace și liniște sufletească. Vă rog să comentați. Și cum vine lucrul ăsta la pace și liniște sufletească? Cu cât ai mai puțin, cu atât ai mai puțini griji. Cu cât ai mai puțini griji, cu atât ai mai multă liniște, cu atât ai mai multă pace, cu atât ai mai mult timp pentru tine, să te bucuri de toată creația lui Dumnezeu. Deci noi ne complicăm viața vrând să avem din cinci mai mult. De parcă am trei veșnic aici pe pământ. De aici începe deja căderea noastră, că tot alergând după mai mult, mai mult. Și orice lucru, exact cum spunea cuviosul Paisie, zice, orice efcolie o discolie, adică orice ușurătate, o greutate. Domnule, până acum am mers pe jos, am mers cu bicicleta, să-mi iau și o mașină. Da, te deplasezi mai repede, dar mașina se strică, mașina are nevoie de motorină, are nevoie de plătit asigurare, are nevoie. Deci, automat ai nevoie de niște bani în plus ca să te ocupi de mașină. Altceva, ție iară, nu știu ce, toate lucrurile adăugate îți grijă în plus. Simplificând viața, și iară mai spunea un părinte frumos, zice, mulți au investit miliarde. De ce? Ca să ies în afara pământului, nu știu ce, să vadă ceva. Și gândiți-vă cât de simplu, cu noi, cu doi pozmagi, cu un cartof, cu un măr, putem ajunge în rai, unde nu pot ei cu miliardele lor să ajungă și atâtea griji și atâtea probleme. De fapt, ce vrem? Și exact, revin la Pantecleopa, zic, și știi ce fac oamenii acum? S-agită că au ieșit în afara pământului și sunt văr roată și au nu știu ce. Și știi ce înseamnă asta? Exact ca o albină care ieșește în afara stupului, dă două turi și intră în albină, intră înapoi în stup și zice, bă, ce grozavă-s eu, am văzut toată lumea. Dar serios? N-a adus polen. Da, ea doar s-a învârtit în jurul stupului, nimic n-a văzut. Lumea asta e atât de mare, ia să ne gândim, că zice, doar o stea e de nu știu câte ori mai mare decât pământul. Și atâtea milioane de stele, atâtea și alte planete știute, neștiute, adică ce-o crea Dumnezeu. Și iar revin, Pantecleopa povestea frumos și spunea, zice, în tot universul ăsta, tot ce vedem noi, planete, tot ce este, și toate au o armonie perfectă, se rotesc toate, dar nu se izbează de o la altă, toate au o rânduială. Și zicea, o melodie, în rânduială asta, în mișcarea lor, atât de frumoasă, că zice, dacă i s-ar fi îngăduit omului să o audă, zice, n-ar mai fi făcut nimic, ar fi stat în stare de contemplație până murea de foame. Atâta bucurie i-ar fi dat. Zice, dar asta o îngăduie numai la cei care la măsuri mari duhovnicești și reușesc să vadă mai presus de ceea ce e aici, adică nu-ți lipiți de pământul ăsta.
Deci Dumnezeu a făcut o perfecțiune în toate, o frumusețe în toate. Deci și ne-a dat prin lucruri simple să putem gusta din fericirea asta, din liniștea asta, din pacea asta, adică fără nebunia asta, fără a râvni la cel lant, fără a urâi pe cel lant, fără nu știu ce. Domnul zice la cel care vrea să-ți iei haina, dă-i și cămașa. Adică pur și simplu, băi, vreau să-ți iau asta. Bă, ia-o, băi, omule, dacă pe tine te face fericit, ia-o, că mie poate să-mi dea Dumnezeu alta. Adică să lăsăm să nu ne mai batem pentru prostii, pentru lucruri mărunte și ne stricăm. De asta spune că, zice, pacea e din 10 ori mai mare decât dreptatea. Adică pacea aia sufletească. Domnule, lasă-l mă, ia dacă-ți trebuie, lasă că mie are grijă Dumnezeu și-mi dă. Întotdeauna, fără să ne zbatem, să-i luăm gâtul la ăla când m-a înjurat, când mi-a zis, când mi-a luat pâinea, când mi-a luat ceva. Nu! Știe Dumnezeu. Sfinții Părinți spunea ce făcea. Dacă vinea unul și îl înjura, spunea, a, știe Dumnezeu pentru ce, deci eu meritam. Meritam să-mi dea și vreo două palme, am scăpat ieftin. Adică nu-l se supăra pe ceala. Și bă, Dumnezeu i-a poruncit. Înseamnă că trebuie să mai lucrez la ceva, n-am făcut ceva bine. Deci nu dădea vina pe ceala, vina o dădea pe el. Spunea, înseamnă că l-am supărat pe Dumnezeu cu ceva, trebuie să mai îndrept ceva în viața mea. Și l-a pus pe ăla ca să-mi arate greșeala. Că dacă m-am supărat că m-a înjurat, înseamnă că nu am starea bună. Eu a trebuit să mă bucur. Nu să mă supăr că îmi zice ăla ceva. Adică starea mea să ajungă la pace aceea încât să nu mă mai supăr. Și eu să-i fac bine la cel care îmi face rău. Deci fericirea e simplă, dar trebuie lucruri, adică simplificată viața. Mai insist doar asupra, iarăși, este un reflex cumva, o greșeală pe care o facem. Foarte mulți dintre noi spunem în felul următor, bine, ne păcălim, ne amăgim singuri. Voi fi fericit doar dacă, și apare o condiționare, doar dacă voi avea bani, majoritatea, doar dacă voi avea nu știu ce funcție ierarhică sau dacă voi avea o anumită femeie ca nevastă și așa mai departe. Ori această condiționare, de fapt, ce produce? Uitați-vă. Tu spui așa, ai o Dacia și spui, băi, dacă voi avea Mercedes, voi fi fericit. Du-te la unul care are Mercedes și întreabă-l, ești fericit? Nu, el vrea... Ca să nu mai treci prin altceva. Treapta asta tu. Du-te și întreabă-l, ești fericit. Dacă o să am casă cu două etaje, o să fiu fericit. Du-te la un vecin care are casă cu două etaje și întreabă-l dacă e fericit. Dacă o să ajung primar, o să fiu fericit. Du-te și întreabă-l primar dacă e fericit. Nu mai treci tu prin asta. Du-te pe oamnicia la care râvnești tu, la lucrurile alea, și întreabă-i pe cia. Dacă ăla e președinte, dacă ăla e ministru, întreabă dacă ești fericit și ai să vezi dacă ai să găsești unul fericit din ceea ce dorești tu și crezi că te face fericit. Dacă ai să ai 1 milion de euro, să fii fericit. Du-te la unul care are 10, nu unul. Și întreabă-l dacă e fericit, să vezi că spui, păi nu, că dacă aș avea, nu știu ce aș fi. Ăla o stânjească după altceva. Omul niciodată nu se mulțumește. Dar trăiește cu speranța că dacă o să aibă mai mult, o să fie fericit. Nu! De ce nu-i fericit? Că îi lipsește Dumnezeu din viața lui. Deci nu materia. Materia nu ne face fericit. Materia doar ne ajută să mergem mai departe. Dar dacă o punem pe primul loc, suntem total nefericiți și mergem pe un drum greșit. Deci pe primul loc trebuie să fie Dumnezeu sufletul. Revenim iară la porunca care a spus Mântuitorul. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul, din tot cugetul și din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Plinește totul. Adică prima dată e Dumnezeu și pe aproapele întotdeauna. Ceea ce am revenit, ce ție nu-ți place, altea nu-i faci. Ții foame, ții foame și lui. Sete, ții sete și lui. Fric, ții fric și lui. Pune-i pe aceeași linie. Nu-ți place să fii înjurat, nu-l înjura și tu. Nu-ți place să parte rău, nu te purta rău. Nu-ți place să fii furat, nu fura nici tu. Deci echilibrează lucrul ăsta. Fii tu bun. Fii bun. Și atunci ai să vezi că toate lucrurile devin bune în jurul tău. Și așa ca o contrapondere, iarăși, Sfinții Părinți ne spun în felul următor. Fărai din ce ai și vei fi fericit. Păi e clar asta. Deci noi atâta timp cât ne ținem de Dumnezeu, de Maica Domnului și orice lucru începem cu Dumnezeu, slavă ți Doamne, că m-am trezit și astăzi. Mulțumesc, Maicuța Domnului, te rog, ai grijă de mine și de azi, de familia mea, te duci mai departe, îți faci treaba, seară-iară, mulțumesc, Doamne, că am ajuns acasă, mulțumesc, Maicuța Domnului, că m-ai ajutat. Totdeauna să ne raportăm la ceea de acolo de unde am plecat noi, de la Dumnezeu. Să-i cerem ajutorul, să ținem legătura tot timpul și atunci și la plecare, dacă noi toată viața am ținut legătura cu Dumnezeu, am fost pe fir tot timpul, când plecăm, plecăm la ei. Deja noi suntem în comuniune continuă, noi nu ne mai pierdem firul.
Încheiem discuția noastră reîntorcându-ne la subiectul de început, și anume veșnicia, mântuire. Cei care ne privesc, pe bună dreptate, ar putea să spună: bun, bun, voi vorbiți aici, sunteți liniștiți, Părintele în Sfântul Munte, grijile sociale sau de altă natură sunt altele, noi ne-am confruntat câțiva ani de zile cu o problemă complicată, iată, lucrurile par a se complica și mai mult, cum să ne mai gândim noi la mântuire, cum să ne mai gândim noi la veșnicie, când în spatele nostru sau foarte aproape de noi se produc o mulțime de lucruri care ne destabilizează cumva echilibru, confortul social și așa mai departe. Și aspectul pe care aș vrea să-l comentați este tocmai acesta. Există o anumită vreme în care ne putem gândi la mântuire, respectiv veșnicie, sau această temă este primordială pentru orice moment al vieții noastre, indiferent cât de tensionat sau mai puțin tensionat este? Ce se întâmplă? Ne uităm în jurul nostru. În fiecare zi pleacă oameni dincolo. Stă moartea să aleagă, că ăsta e mai tânăr, că ăsta e mai bătrân. Deci, noi putem pleca oricând, eu, tu sau altcineva, oricând, fără să țină moartea socoteală. Și cum a spus, că grijă acum, probleme, moartea bate la ușă sub o formă sau alta. Ei, deci un lucru în plus în care un motiv să ne pregătim. Deci odată avem moartea, vedem că e la ușă. Eu atunci mă mai îngrijesc de partea materială, de grijile astea, pentru că se apropie momentul încă cumva se comprimă. Panicia poate să fie săptămâni, luni în care eu să plec. Și ce înseamnă atunci? Mă pregătesc, nu? De plecare, de călătoria aia. Dacă pleci într-un concediu de 2 săptămâni și îți faci valiza și pui aia tot ce trebuie, deci te pregătești aici pământ. Dar când te pregătești pentru veșnicie, ce pui în valiza aceea? Când știi că, uite, domnule, e aproape, e aproape, tot se aude, strigă, vezi că stația ta, aproape. Pregătirea pentru dincolo. Deci cu atât mai mult în momentele astea să luăm legătura, că și când pleci în concediu, cât te duci pe coasta de Azur, pe Dubai sau nu știu ce, e legătura, bă, hotelul e sigur, cazarea, am ce-mi trebuie acolo, vin, ce trebuie să-mi iau de acasă, ca să pot să stau bine acolo, să mă bucur, da? Ei, și acum, pregătirea, ne spune, fii atent, ești aproape gata de plecare, bun, e o legătura cu Dumnezeu, Doamne, ce trebuie să-mi iau de aici ca să stau confort acolo, nu? Păi uite ce trebuie, trebuie să fii bun, să ai dragoste, să te spovedești, să te împărtășești, să ai legătura cu Dumnezeu, prin tainele bisericii, cu un dragoste cu toți, să faci bine și lucrurile astea te ajută ca să-ți continui viața dincolo. Bun, deci asta îmi trebuie pentru viața dincolo. Dacă aici într-un concediu îți lucrurile neapărat care nu ne lipsesc, le luăm. Ei, și acolo, cu atâta mai mult trebuie să începem să punem în bagajul ăsta, pentru că e aproape, e la ușă, vedem. Sub o formă sau alta. Și cu maximă seriozitate. Da. Păi nu se discută, da, și atunci dacă tot ne agităm pentru asta, să începem să punem în bagaj ce ne cere Dumnezeu dincolo. Da, și să nu uităm că Maica Domnului aproape că ne împinge așa de la spate să... Da, să roagă vedem. Din noi. De asta revin iarăși, încheiem aici, ca o istorioară, așa, dar nu că exact așa ar fi, că zice, na, cum s-o da Sfântul Apostolului Petru, cheile raiului. Și Mântuitorul spunea, măi, ai grijă, de parcă raiul are nevoie de chei și de așa, dar să o zicem așa. Și acum, după vreo săptămână, vine Sfântul Apostol Petru și, Doamne, ceva nu-i în regulă, ce-i? Păi la numărătoarea de seară erau, să zicem, 10.000, la cea dimineață era 10.100, 100 în plus, care bine a intrat, că toată noaptea porția e închisă. Mă, stai de pază, vezi tu ce se întâmplă aici, știi? Și trece timpul, nu mai venea să-i dea raportul și strigă Mântuitorul, ia vină încoace. Care-i situația? Zice, păi, Doamne, să vezi, ce să văd? Știi ce se întâmplă noaptea? Ce se întâmplă? Zice, Maica ta îi trage peste ziduri în rai, pe cei care nu merită cum ar fi și tot îi trage în rai. Adică ce vrea să arate prin asta? Atât era de mare bunătatea Maicii Domnului, încât trecea peste toate ca totuși să nu se piardă, să-i tragă și pe în rai, pe cei care mai aveau câte o faptă bună. Adică vrea să ne arate la câtă milă are Maica Domnului din noi, că de multe ori
se roagă de Mântuitorul, trece piste, cheamă toți sfinții când vede că nu e ascultată, hai să cerem să-i mai îngăde la oamenii ăștia, să-i mai ierte pe ceilalți, să-i mai liniștească pe ceilalți. Deci permanent, zice Maica Domnului, plânge și se roagă pentru noi să ne mai dea Dumnezeu timp de pocăință și noi să ne îndreptăm. Părinte, mulțumim frumos! Încă o dată, lucrurile pe care le-ați spus, ele sunt aduse în fața noastră doar cu un singur motiv, și anume acela de a fi folosite, pentru că până la urmă Dumnezeu face o invitație tuturor, nu există discriminare, unora le oferă direcția bună, iar pe alții i-a neglijat, pentru toată lumea a spus și spune același lucruri, depinde de noi să le punem în practică și să nu uităm un lucru, dacă moartea este sigură, Dumnezeu este și mai sigur, pentru că Dumnezeu este Cel care organizează absolut totul. Și cel mai sigur, adică toți știm că vom pleca și știm că vom da răspuns pentru toate. S-a terminat, adică astea două cuprind totul. Toți plecăm, știm sigur, oricine nu poate să nege lucrul ăsta, și vom da răspuns pentru toate. Așa că să ne pregătim. Invitația e să începe din clipa asta, să ne pregătim bagajul pentru cine se cere dincolo. Fapte bune, milă, dragoste, bunătate, spovedanie, împărtășanie, rugăciuni, legătura cu Dumnezeu la Sfânta Liturghie de câte ori putem, să comunicăm zilnic, dimineața, seara, toată ziua cu Dumnezeu, pentru că ne pregătim pentru plecare. Pentru veșnicie. Pentru veșnicie, dacă, cum am spus, revenim, concediul ăla pregătește atâta, dar pentru concediu veșnic, prin totdeauna, la care plecăm și nu ne mai întoarcem. Ce pregătim? Mulțumim frumos, Părinte. Să ne ajute, Maică. Doamne ajută. Să aibă, ne aibă în pază totdeauna. Doamne ajută. Mulțumim frumos. Să trăiți.